noi ne-am întâlnit aici câțiva oameni îndrăgostiți de poezie ca să spunem poezii. N-avem alt scop decât să spunem niște poezii, să ne bucurăm împreună de poezie. Ăsta nu e un cenaclu, nu e o adunare academică. Suntem bucuroși să fim împreună în vremuri destul de dificile și suntem bucuroși să putem împărtăși unii cu alții câte ceva din ce au copt capetele noastre înfierbântate de poeți și de literați, în vremuri când ne chinuiau iubirile, tandrețurile, gândurile despre moarte, tot felul de chestii de astea despre care scriu poeți. Așa că eu zic să intrăm abrupt în poezie, fără pregătiri, și pentru că e frumos să fie așa, mai ales că frumusețea trebuie respectată, acceptată și apreciată, trebuie să începem neapărat cu Ionela Violeta Anciu. Dacă vreți, puteți și și aplaudați, că e foarte timidă. Și... Un haos mic. Pășești pe trupul meu cum ai păși pe apă. Îmi păstrez pielea curată și netedă ca să țină la oaltă un haos mic pe care îl crești cu grijă în intimitatea toracelui meu. Mi-aș dori să te iubesc cu disperare, cu sânge, pe buze să-ți sorb ultima zgură de aer când te sărut, iar tu să mă lași, pentru că vrei să vezi ce gust are o libertate neînchipuită. Întoarcere spre sine. Îmi aleg un fir de păr și îl cresc la sân, ca pe un copil ce ne va salva de frig, de foamete, de dragoste. Din cauza lor se ridică ziduri spălate cu sânge, lacrimi și mir. Sânge, lacrimi și mir. Atâtea fire voi crește până îmi vor ajunge să împletesc o coroană pe creștet și să-i dau foc. Bravo! Da. Da, mă. Da. Îi spun, sigur. E aici cu mine, da. Da. Bine. Îl bag la televizor, da. Stai liniștit, nu-ți faci nicio grijă. Bine. Hai. Pa. Te pup. M-a sunat Nicolae Manulescu și a zis să-i transmit salutările mele lui Cornel Octavian Rodeanu, care debutează astăzi cu o carte nouă și îl invită să... Sunt emoționat, Nicule. Mersi de invitație. Și că ascuns după un boschet de zăpată, ursul galben calcula taxele de curier. Voia să trimită fostei o sculumbie netimbrată. E perit vechi. Primește cadouri în ianuarie. Ursoaica albă și-a respectat. Ce nu trece cu vederea prima chemare a Napoli. Ursul galben nu vrea să fie declarat indezirabil, așa că nu a renunțat la icrele din scrumbie. Iar pentru ca surpriza să fie totală, am pachetat tot într-o coală de hârtie emisă de Banca Europeană. Și a scris pe ea: mulțumesc pentru tăcere. Stau în mașină și fumez o țigară. Cafeaua a răcit între timp. Credeai că e poezie? Nu. E viață simplă, cu facturi de curent, cu nevoi și oameni ciudați. Uneori sunt atât de ciudați că nu simt când trec prin mine și mă trezesc în părere de rău. Ce viață ciudată! De ce ciudații frumoși nu se întorc niciodată? Inutilă poezia în fața facturii de telefon. Îți citeam poezii să te mint că iubesc. Ai plecat din poezie din cauza arestanțelor la întreținere. Ai luat și copiii. Mie mi-au rămas factura și coșul de gunoi. Cafeaua răcită, am scos o mâine executorului. Și recit poezia scrisă pentru tine. Oare mă va iubi la fel? Drumul către coperta 4. Ca orice altă poveste, începe cu un cancel de vin, gheață și curiozitate. În colțul încăperii, îi se face aproape de sunet. După al doilea pahar, încep să curgă poeții. Și din când în când, câte un cup de poezie, care în mine mă răcoresc ori întregi de cale ferată.
orașe vechi și verzi. Apoi, oameni. E important să-i lași să te cunoască. Dincolo de alambicul oxidat al poeziei. Dar nu o să mai scriu singur. Doar nu o să-mi scriu singur epitaf. Sau cum îi spune la coperta 4. Trebuie să arate bine. Doar atât rămâne. O copertă cu un ISBN prea scurt. Bravo! Mă sunase Nicu mai devreme un pic să îmi pună o pilă și a zis că dacă sunt de acord să facem un transfer, să o dau de la direcția nouă la România Literară pe Irina Lazar. Și am zis că nu sunt de acord deocamdată, dar vorbești cu el dacă vrei, neapărat n-am nimic împotrivă. Da, o să mă mai gândesc. Eu o să recit o poezie de pe telefon și una de pe carte, sper să mă descurc. Colorez totul. Rochia mea neagră, întoarsă pe dos, ca o dovadă că am făcut dragoste. Emoții prelințe, liniștea caldă a idoma bătăilor de inimă, pe care aș vrea să le aud, sunt în camera asta cu tine. Colorez totul cu roșu. Bravo. Nu am distrus. Nu am distrus pe nimeni până acum. Deși m-am străduit din greu. Mulți se plâng totuși că le-aș fi luat viața. Nu le-am luat nimic din ce ar fi avut. Alții spun că au rămas pentuneric. Alții că nu au apă. Nimic din ce aș fi putut să fac, nu am făcut. Locul gol a rămas același. Nici o respirație nu-l acoperă, nici un Dumnezeu nu e de ajuns. Domnul Baiaș, despre el nu m-a întrebat nimic Manolescu, că e la Hot News și el a zis Manolescu. Și sunt pe aceeași felie, așa. Îți mulțumesc că reîncerc să mă fac să redevin poet și mi-amintesc titlul lui Mircea Dinescu de carte, că reîncerca să devină poet și a fost prost volumul, deci mă aștept și la mine la aceeași prestație, dar... Sincer să fii. Da, sincer, evident. Donatorul de spermă, cum altfel. Îmi plimbam buzele putrezite de grăsimea vieții pe sfârcul etar de dorință ale morții. Fără să-mi dau seama, ajuisasem în probeta pe cărui pereți era tatuată ingestifrabil formula genezei morții. Dintre coapsele aburinde ale morții ieșa dorința ca un tichet de masă gratuită pentru donatorul de spermă. Jumulirea îngerilor. Mama smulgea în grădină penele îngerilor păzitori numărând. O coană, două, trei. Mamă, dar nu vezi, sunt înger păzitor. O coană, două, trei. O pernă de vise pentru bătrânețe. Bravo! Și despre ea nu m-a întrebat Nicolae Manolescu, dar m-a întrebat mai devreme Horea Gârdea și a zis cine e fata aia. Jeaneta Iuda, o cheamă. Tălpile tale nu mai pot atinge drumul meu. Ai încurcat timpurile. De prea mult frig, te-a acoperit întunericul. Sau poate lumina. Cine poate ști? O durere cu cearcăn avortată în cântecul cel mai crud dinspre noapte. Sângerează oftatul. Fericirea plângea foame. Și acum vin ăștia despre care Manolescu n-a întrebat nimic, dar întrebăm noi despre el. Și începem cu Nicolae Schianu. Aplaudați. Difuzăm emisiunea după ce îl primește în scritorul în România, ca să fie sigur de intra. În poem pe care l-am scris atunci la Argotica, cred că în 2016, Casa cu Cariatidă. Toți iluștrii care au trecut pe aici s-au dus. Și Hans Notaru, și Wilhelm Armurielu, și Bartolomeu Episcopu, și Weber, și Schultz, care au făcut poștarioane și caleși pentru duci. Toți cei care au mai slujit cu ceva împărăția, mai mari sau mai mici, s-au dus. Și Ianuș, cel care făcea hamul, și Peter, vizitivul, și Micuș, vânzătorul de lumânări, și Berta, frumoasa orașului. Au rămas doar bârnele unse și pietrele zidurilor și îndesate într-o firidă ascunsă,
hârtii vechi cu șiruri de nume și datorii în monezile vremilor, cioburi de oale înghețate în unghiere de sobe, rămase de decor, mirosul de casă veche trecută prin fumul asedilor și într-un colț, nemișcat și răbdător, legănat de pânza veche, un păianj în negru, urmașul urmașului acelui soi de țesători de pânze lugubre, care se vor fi legănat și deasupra judelui orașului sau vor fi urmărit sau îi vor fi urmărit umbra lui Gomboș, cel neînduplecat, cu haine bătute cu ținte, făcute la Viena, mai marele străjerilor care îi hâșia pe român de la porți. Călător îndărătnic, dacă o să încerci să iei înapoi pe urmele pe care le-ai făcut altădată, nu o să dai niciodată de tine, știi bine. Tot aiurea o să nimerești ca Ieremia cu oiștea, tot la altcineva vei ajunge. Ce ai fost odată astăzi nu ești. De la toate adresele la care ai stat, umbrele cărora le-ai fost suflare, o să te alunge. Îți înțeleg nostalgiile și sufăr, cum ar face-o și alții. Dar dintre toți cei care au plecat în trecut, nicăieri nu scrie că ar mai fi sosit viu cineva. Dar eu nu și nu și nu. Afară ploua ca la tropice. M-am trimis pe mine însumi în trecut departe, poate că nici nu m-am mai întors, mă auzeam mormăind prin cameră în noapte, luând pe cineva la rost, unde ai umblat besmetic, pe unde ai fost. Și încă una și una. Bravo! A rămas cu reclama aia în minte și încă una. Da, numai de coșbuc. Numai una de coșbuc. Copacii singuri. Am să plec într-o zi să adun la oaltă toți copacii singuri din lume. Într-o pădure numai a lor, în care să nu se mai înghesuie oameni cu topoare, cu puși, cu mașini, unde rugăciunile să se audă până la ceruri. Din pădurea copacilor singuri vor țâșni izvoare fabuloase și fluvii cum nu s-au mai văzut pe pământ. Poate că am să plec într-o zi, dar ce o să se facă păsările singure, ce o să se facă oamenii singuri fără copacii singuri din lume. Bravo! Venit special pentru acest eveniment important în istoria literaturii române și a poeziei române contemporane, de la Horezu, Lucian Vasilescu. Răspunde-mă. Să citesc un text pe care l-am mai citit odată la București, când a fost evocat prietenul nostru comun, Ciprian Chirbasiu. Se numește Cântec de rămas bun pentru Ciprian Chirbasiu, cu un acord final dintr-un menuet de Rodian Drăgoi. Pe Rodian Drăgoi nu știu câți dintre voi l-ați cunoscut, nu știu câți dintre voi l-ați citit. V-aș ruga să mă credeți pe cuvânt că a fost un... este un poet foarte frumos, foarte puțin frecventat, din păcate, și care s-a dus și el nefiresc de vreme. Mai uită-te trecutul meu, prieten, de peste vân, de printr-un alt tărâm, mai uită-te pe aici să vezi cum stele de dorul tău răsar din calda râm. Aruncă-ne de acolo unde ești, aruncă-ne o sfoară de cuvinte, să nu ne rătăcim când va fi vremea
să-ți aducem unul câte unul vești. Până atunci să știi că e la fel. Aici unde am rămas să așteptăm, la fel de frig, cum și pe atunci era, când opinteam cu toții să visăm, noi vom mai zăbovi puțin să strângem masa la care n-am mâncat, nici n-am băut. Am stat doar să-mi plătim la vise și doar sfârșituri ne ieșeau fără început. Așa cum ți-am mai spus, pe ce bine, suntem cuminți, învinși și rătăciți. Peste cuvinte se așează brumă, frigul vine și târdâim și suntem fericiți. E frig pe aici, în lipsa ta, bătrâne, nici o lumină nu mai vine să ne vadă. Punem cuvintele pe foc și tot mai frig, de parcă-mi face focul cu zăpadă. Dar mai vrem una. Deci nu ni se pare normal, chiar dacă... Na, poate vrei să te odihnești, dar am știut fiecare câte două. Da. Și după ce am înjunghiat poezia într-o încăpere fără uși și fără ferestre, toate însușirile omului, dar și legile fizicii, și-au pierdut brusc orice însemnătate. Doar pământul, cu tot cu mine, a continuat bezmetic o vreme să se învârtească, până când i s-a scurs prin rană tot sângele. Am privit la ceea ce înfăptuisem și mi-am zis că e bine. Apoi s-a făcut întuneric și stând eu așa, cu mâinile pline de sânge, lângă leșul livid al poeziei, mi-am zis: iată, acum a fost deslușită și taina celei de-a șaptea zile. Cuvintele nu mi se vor usca niciodată pe mâini. Și acum mă taie, dacă vrei, și aruncă-mă la câini. Bravo! Și a zis Manolescu să citesc și eu două. Dacă nu mă crezi, îl sun. Vorbești cu el. L-am văzut că râzi. Ți-a dat dispensă pentru două tehnici. Iubitoarea de femei, limba română. Să dăm sens micuței tale centuri de castitate care încape într-un degetar. Să topim plăpândele împotrivit. Să facem franjuri buzunărelul de la piept în care ții îndreptarul de spovedanie. În iubitoarea de femei, limba română, să-ți explic cum supremul organ masculin e de gen feminin. Neutru, în cel mai bun caz. Masculin, niciodată. Voi exemplifica în feluri fragede a căror rostire e străină literaturii de calitate. Doamne, ce dâre vom mai lăsa prin tomuri, prin pagini, cum se vor încrunta secetă înțelepții din vechile gravuri. De aceea zic, lasă minte, te voi mânji, te voi morfoli, te voi tăvăli, voi căuta gingii fără dinți și intrări interzise. Desface bărbatul și aia, și aia, și aia l-altă. El nu poate schimba ceea ce a fost cu dreptate alcătuit.
în iubitoarea de femei limbă română, singura putere a bărbatului, poezia e de gen feminină, neutru în cel mai bun caz, masculin niciodată. Păpușa de cârpe. La dragoste și la moarte nu se pricepe nimeni. Dovadă fiind că iluziile omului despre dragoste sunt identice cu iluziile omului despre moarte. Pieptănăm toată viața păpușa de cârpe și așteptăm să zică: mama, ce spui tu, înțelegi numai tu, în zilele tale bune. Sau nu? Dar în urma iubirilor și morților tale rămân pisici părăsite și cărămizi care vor să fie ferestre. Rămâne doar vocația ta de suflor în cimitirul eroilor necunoscuți. Ia-ți păpușa de cârpe afară, ascultă cerul și spune-i: mamă. Irina Lazar. Miraj, dincolo de această ușă strălucitoare, te aștept eu ca un miraj nemai întâlnit. Iată, această ușă sunt eu. Iată, acest drum sunt eu. Iată, această pavăză sunt eu. Ai încredere în mine, ca într-o fulgurantă și străvelie zie mireasmă, într-o după-amiază de toamnă, când o simplă scânteie aprinde vâlbătăi în creier și apa adânci par să te scufunde în cele mai tandre amintiri. Dincolo de această ușă strălucitoare, te așteaptă pașii pe care nu i-ai făcut, apa pe care nu ai băut-o, mâncarea pe care nu ai gustat-o, insula pe care nu ai atins-o. Iată, azi sunt eu aici pentru o milisecundă. Întreabă-te de ce în poze numai zâmbetul unui copil supraviețuiește, iar tu nu. Venus. Pe muntele lui Venus, rana făcută de tine e doar o altă gură flămândă prin care te chem. Ionuț Baiaș. Dar trebuie să fie aștept, să te aștepți la orice. Oricând. De-aia muriți de tine, mă, că nu vă așteptați la orice oricând. Exact. Biblioteca de ceară. Făceam dragoste cu o carte pe rafturile bibliotecii de ceară, între cărți de ceară, pregnate într-o sudoare anonimă. În catacția actului sexual genera o căldură incapabilă de la șicul lecturii. 600 de albine fusese rechemați la muncă voluntară pentru reînvierea bibliotecii de ceară, în cuminele căreia zicea acum doar un prezervativ nefolosit. O poezie mai veche, dar care îmi place foarte mult, Dumnezeu la dentist. Lui Dumnezeu îi căzuse o măsea în pământul mirare propriei geneză și încă aburim de gânduri negândite. Stau la umbra pământului moarte și verbul a fi în șoptește. Nu a fost posibil ca din litere cariat, la rândăcina crucipus, să lăsa în înviere. Bravo! Janeta Iuca. Indiferent cât de mult te ascunzi în carne iar și iar, te găsesc dezbrăcat în plămânii mei care au uitat să doară. Îți trag oful pe nării nascuns și îl vindec. Vei prinde o zi, vei deschide un ochi, vei închide un altul, vei descuia o poartă, vei zbuciuma un turn. Inima țâșnește despletită, fără să-și spună rugăciunea. Vei trăi o zi. Brunella Violeta Angel. Despre echilibru. Ce e? Copiii care se joacă singuri
Cunosc inocența solitudinii și tristețea nemărginită din mâinile lor se naște uneori o lume rotundă spre dreapta. Copiii care se joacă singuri se recunosc din priviri, căci numai ei știu să descompună celulă cu celulă sufletul morții până la măreție și înapoi. Să lase o mână caldă ce mângâie și alină. Copiii care poartă greutatea semnului se joacă singuri. Bravo. Leagă-n. Închide ochii. Te simți prea singur ca să-ți amintești cum se doarme, fără să tragi îngerii de aripi și picioare, până se fac atât de albaștri încât te apasă în moalele capului. Închide ochii. Dacă te liniștești, auzi orașul șoptind povești de adormit zilele de mâine. Corneliu Octavian Rodean. Un lăutar plictisit povestea despre mândria bunicului. Cum știa el pe nume toți copiii de pe stradă și frica hoților când treceau pe la poarta lui. Fetele mari veneau să ceară voie de nuntă, îi știa pe toți, cu bune sau nu. Bunicul venea dintr-o vreme unde Dumnezeu se ducea sâmbăta să se odihnească. Cămașa albă, vorbele bune și florile erau la locul lor, pe masă, lângă bogăția pâinii negre. Unde a copilării lăutarul ce mi-aduce aminte de tot ce nu am avut. Dacă vrei să mai găsești ceva în tine, cheamă un lăutar. El știe unde îți sunt părinții, ani, copiii și banii. Când ceva se pierde, un lăutar scrie pentru toți cei ca tine. Pentru morți. Mergi, copile, în altar și ia o căldare de lapte. Să te speli pe picioare, apoi umpli de sculți. Printre mormintele noastre nu a mai fost de mult bucuria. Tămâie, lacrimi și vin. Meniu pentru ultima zi pe pământ. Iertat sau nu, singurul detaliu care contează între noi este cât timp am pierdut împreună. Adrian Suciu. Zi-mă, prezintă-mă tu. Cu voia domnului Nichi Nicolae Manolescu și chiar la rugămintea expresă a domniei sale, Adrian Suciu va mai citi un număr de el egal cu două poeme. A fost o prezentare frumoasă, a trebuit să o aplaudați. Câini și pisici. Am fost invitat adesea la marile ceaiuri, unde se dezbat masive probleme și cu coanele mângâie pisici egiptene. Dar nu mă mai duc. Nu mai am nicio problemă și pisicile mă îmbătrânesc. Sunt contemporan cu trezirea orașului, dar nu locuiesc decât țara necunoscută din sufletul meu. Unde sunt contemporan de sculți cu mine însumi. Tot ce știu e un lanț cu un câine vesel la un capăt și alt câine vesel la celălalt capăt. Dar definiția lanțului nu o cunosc și veselia mi-e străină. Numai pacea desenează în aburii așezați pe oglinzi și iar desenează și iar desenează. Ghidineaua cu lumină. Au murit mulți mai tineri decât tine. Mai frumoși. Mai deștepți. Nu trece prin șirul acesta solemn ca un incendiu la maternitate. Din a doua clipă de viață ești un cioplu provizoriu care va trage ușa după el. Solist într-un concert de uși trase, într-un șir de rafale de uși.
Doar cei care mor în prima clipă scapă de astea. Pe ei îi iubește Dumnezeu așa de tare că le trimite bidineaua care îi spoiește cu lumină. Voi ăștia la alții mai încercați odată. Nicolae Schirian. Am trăit toată viața într-un mic orășel de munte, la marginea unei păduri de brad înspre culme. M-am tot plimbat în sus și în jos, am hoidărit până departe spre vârfuri. Am umblat fără teamă prin pădurile din preajmă, până târziu la căderea nopții. Am iubit, am citit, o, cât de mult am citit în felul meu tainic, uneori chiar am mai scris câte ceva, mi-am notat gândurile, am descris ploile și furtunile de la fereastra mea, iernile lungi care mă înnebuneau de plăcere, focul pâlpâind în noapte, când mă frământau atâtea și atâtea. Cum stau departe de centrul orașului până ajung să trăiesc, domn profesor, elev de mult, femei pe care le-am iubit și la care încă mă gândesc în unele nopți când mi-e fric și tremur de frică, am locuit toată viața aici, departe de insulul la care am visat, departe de metropole luminoase în care mi-ar fi plăcut și în care aș fi dorit să trăiesc în tinerețe. De pe fotoliu văd crestele munților, marele platou, vârfuri, de multe ori mă sperie liniștea asta groasă, ca mușchiul de fag, spartă de vânt și de clipocitul apei din vale, unde mă văd uneori în fir de iarbă, pe marurile ei abrupte. Totul mi se pare straniu, străin și nedrept. Stau și mă uit în gol și timpul îmi ticăie în urechi ca un ceas de gară. Aceasta să fi fost viața? Atât? Bravo! Lucian Vasilescu, ți s-a uscat curat vorba, ai vorbit mult. A fost lungă prezentarea. M-am uscat cu tot. Sunt două scrisori foarte scurte. Una scrisă în momentul în care am ajuns, cealaltă scrisă la oarecare vreme după aceea. Întâia. Dragii mei, vă scriu din mine însumi, unde am ajuns cu bine. Vremea, pe aici, e frumoasă. Apa e liniștită. Locuiesc la același etaj cu doi oameni drăguți. Un tâmpit și o tâmpită. La o vreme, a doua și ultima scrisoare. Dragii mei, a trecut ceva vreme de când n-am mai scris. Dar totul e bine. Iar eu sunt cu minte, cum am promis. Mă mulțumesc cu puțin. Duc o viață tihnită. Locuim la același etaj, doi tâmpiți și o tâmpită. Da. Da, numai a fost Lucian Vasilescu. Da. Suntem în direct la Orizont TV, sigur că da. Nu, Lucian Vasilescu, nu Lucian Vasiliu. Îi confunzi tot timpul. Bă, Nichi, mă, dă o dracu de treabă. Asta nu fac oameni serioși, critici, importanți, așa. Da. Întreabă dacă și-a luat pastilele, că e oră să nu... Dacă tot vorbiți. Da, nu se ocupă altcineva de treaba asta. Nu, noi avem întrebări serioase, așa, da. Bine. Acum ne ocupăm, rezolvăm imediat în 10 minute, e tot în regulă. Bine, hai, te bucur. Ai grijă de mine. Pa.
Trebuie să încheiem aici întâlnirea noastră poetică de acum, pentru că ne-a rugat Nichi să ne-a văzut în direct la Orizont TV și ne-a rugat să transcriem repede toate poeziile pe care le-am recitat în seara asta, să le trimitem repede, să le bagem în primul număr. Nu știu număr special, chiar o să fie un număr special. O să fie o publicație, nu știu, va fi o pagină color cu portretul lui Lucian Vasilescu și al lui Lucian Vasilescu pe partea cealaltă. De genul ăsta m-am înțeles foarte bine. Dar nu contează, important că o să fim celebri. Ne vedem la Orizont TV acum și ne vedem la Orizont TV și data viitoare și până ne ține nebunul ăla de Bogdan Nedor la Orizont TV. Doamne ajută!